Aici e Europa Liberă, eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri. Cu mine Nicolae Negru. Și cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi, 19 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, președinta Maia Sandu a îndemnat liderii mondiali să ajute Ucraina să câștige războiul, altfel vom fi toți în pericol. Comisia Europeană constată în proiectul unui raport analitic văzut de Europa Liberă că Republica Moldova mai are multe de făcut pentru adoptarea reformelor europene. După îndelungi pregătiri și anunțuri, primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a înregistrat oficial partidul politic, Mișcarea Alternativa Națională. Partidul Șor a rămas fără alocații de la bugetul de stat după ce Comisia Electorală Centrală i-a verificat veniturile și cheltuielile. Un alt incident cu rachetă în nordul Republicii Moldova. Rămășițele unei rachete țintind Ucraina au căzut în apropiere de satul Larga din Briceni. Președinta Maia Sandu a îndemnat de la Davos liderii mondiali să ajute Ucraina, precizând că astfel ajută Republica Moldova și întreaga regiune. Într-un panel de la Forumul Mondial Economic ținut în Elveția, Maia Sandu a declarat că atât Ucraina cât și Uniunea Europeană au nevoie de o Moldovă stabilă. Șefa statului a spus că Republica Moldova simte cât este de vulnerabilă și că Ucraina este cea care o apără la modul propriu. Sandu a menționat că la Chișinău se întreprind măsuri pentru a îmbunătăți sectorul apărării naționale, dar că autoritățile sunt foarte realiste în legătură cu ceea ce pot face. Întrebată despre apropierea de NATO, Sandu a explicat: We are a democratic country and we have to have the discussion. There should be popular support, but we are having this serious discussion now on whether we can by ourselves defend us in a new world where we see that war is a real danger. Acesta a fost un fragment al discursului președintei Maia Sandu la Davos, de altfel primul șef de stat moldovean care participă la o asemenea reuniune. Maia Sandu a spus că Republica Moldova este o țară democratică și că trebuie să existe aici discuții și sprijin popular pentru ideea apropierii Republicii Moldova de NATO. De asemenea, șefa statului a spus că Republica Moldova discută și despre ce poate face ca să se apere de sine stătător într-o lume nouă, unde războiul e un pericol real. Igor, întâi de toate, ce a vrut să spună Maia Sandu despre Republica Moldova, care caută să vadă ce poate face pentru a se apăra singură? Sugerează cumva că nu există prea multe șanse ca Republica Moldova să se apropie de NATO? Doamna președinte Maia Sandu a fost foarte explicită. Ea a recunoscut că securitatea Republicii Moldova actualmente depinde de Ucraina, de efortul comunității internaționale de a ajuta Ucraina să reziste în acest război și nu doar să existe, ci să învingă agresorul. De aici pornesc și lucrurile de importanță majoră pentru Republica Moldova. Este pentru prima dată când un șef de stat al Republicii Moldova participă la un astfel de eveniment și aici este important să menționăm că este pentru prima dată când un șef de stat din Moldova a fost invitat la un astfel de summit și acest lucru ne spune foarte, foarte multe despre modul în care este privită Republica Moldova și din luările de cuvânt la acest summit am desprins cu toții că pentru noi, pentru Republica Moldova, la fel ca și pentru Ucraina, este foarte important ca să fie lansat așa zisul plan Marshall pentru Ucraina, deci pe primul loc e securitatea. Până se rezolvă problemele de securitate, cei mai importanți lideri mondiali trebuie să se gândească asupra demarării unui plan Marshall pentru Ucraina, iar Moldova trebuie să fie
parte, cumva, la acest plan Marshall, pentru că Ucraina împreună cu Republica Moldova trebuie să părăsească zona gri între Uniunea Europeană și Rusia, în care s-a aflat în ultimii ani și care, iată, a dus la circumstanțele pe care le avem astăzi. Mie mi se pare că prestanța doamnei Maia Sandu la acest forum este una bună, pozitivă pentru Republica Moldova, iar întâlnirile ei private cu șefii de bănci, BI, BERD și așa mai departe, vorbesc despre faptul că aceste întâlniri nu sunt doar menite să ofere un cadru pentru schimb de păreri, de idei, dar pot fi de mare folos pentru Republica Moldova și pentru lansarea unor proiecte noi aici în Republica Moldova, cu susținere din partea instituțiilor la care m-am referit. Nicolae, la modul practic, ce altceva ar putea aduce participarea președintei Maia Sandu la acest forum mondial de la Davos, ținut în Elveția, unde se adună de obicei oameni foarte influenți din politică și din afaceri? La modul practic, aș spus doamna președinte, se discută în societatea noastră despre modul cum să ne asigurăm apărarea, securitatea Republicii Moldova și eu cred că toată clasa politică trebuie să se implice în această discuție și în elaborarea unei strategii de apărare, fiindcă acel principiu al neutralității, care e de fapt fals, se vede și a recunoscut și Maia Sandu, nu ne apără pe noi în fața unei agresiuni ruse. Ucraina, de altfel, în 2014 era și ea neutră. Neutralitatea era fixată în Constituția ei. Cu toate astea, Rusia n-a fost împiedicată de acest principiu sau de acest detaliu, mai bine zis, să ocupe Crimea, să ocupe o parte din Donbas. Mi se pare că toate formațiunile politice, unii le se declară stataliste, unii zic că sunt pentru independența Republicii Moldova, au acum șansa să demonstreze că sunt într-adevăr pentru independența și statalitatea Republicii Moldova, fiindcă acest subterfugiu al neutralității este de fapt un mod de a ascunde dependența de Rusia. E un mod de a ascunde că ei așteaptă venirea Rusiei aici în Republica Moldova. Pentru a se ajunge la o soluție națională, eu cred că Maia Sandu trebuie să, cum să zic, să inițieze această discuție, fiindcă această discuție acum are loc așa, improvizat, haotic, dar e necesar o discuție serioasă și privind viitorul integrării europene, dar mai cu seamă privind securitatea și apărarea Republicii Moldova. Un proiect de raport al Comisiei Europene arată că Republica Moldova mai are multe de făcut la aplicarea legilor europene. Potrivit documentului consultat de Europa Liberă, autoritățile de la Chișinău sunt la început de cale în alinierea la legislația comunitară, ce ține de politicile în domeniul concurenței, controlului financiar, serviciilor financiare, politicilor regionale sau celor de mediu. Ucraina și Georgia au reușit deocamdată mai multe decât Republica Moldova. Evaluarea europeană se referă la situația de până în iunie 2022, când Republica Moldova a primit statut de țară candidată la Uniunea Europeană alături de Ucraina. Nicolae, ce motive sau circumstanțe, să zicem așa, au făcut ca Republica Moldova să rămână cumva în urma Georgiei și a Ucrainei în ceea ce privește punerea în practică a legilor europene? Ați specificat corect că acest raport este alcătuit în baza datelor furnizate de autoritățile Republicii Moldova până la 17 iunie 2022. Prin urmare, e vorba de date care se referă la acțiunile sau inacțiunile fostelor guvernări. În baza acestor date, Republica Moldova a primit acest statut de candidat, ceea ce înseamnă că stăteam mai rău decât Georgia și decât Ucraina, dar totuși meritam, adică nu unde ajuns de rău, să zicem așa, nu chiar tare
sau prea rău ca să nu primim acest statut. Raportul care va fi publicat în ianuarie, așa am înțeles eu, se referă la capitolele de negociere și vorba de un raport analitic care examinează pe fiecare domeniu de negociere, să zicem justiția sau economia, finanțelor, transportul, infrastructura și așa mai departe, se referă la modul cum ajustează legislația la achizul comunitar, adică la legislația europeană, dacă există capacitate instituțională și administrativă de a face acest lucru. Pe mine m-ar îngrijora mai mult ceea ce se referă la rezultatele ședinței Consiliul Național pentru Integrare Europeană, care a stabilit că din planul de acțiuni referitor la condițiile de aderare la Uniunea Europeană, din 35 de acțiuni au fost îndeplinite numai 16, 9 sunt în curs de îndeplinire, adică de grabă trebuie să le îndeplinim, dar unde sunt celelalte 10? Deci rămânem în urmă. Acum am auzit o declarație a Ministrului Justiției că se lucrează la legislația care trebuie să elimine influența oligarhică din politică, din economie, din mass media, ceea ce a și fixat Comisia Europeană. Iarăși reforma justiției stă, să zicem așa, într-un punct critic și mă tem că vom ajunge la sfârșitul anului și atunci vom avea un raport negativ pentru Republica Moldova, fiindcă de acum suntem candidați și în fiecare an, am înțeles, toamna, Comisia Europeană va face un raport privitor la modul cum ne integrăm noi, cum ne pregătim noi de intrare în de aderare la Uniunea Europeană. Igor, cât de pertinent te par de aici, iată, de la Chișinău, constatările din acest draft al raportului Comisiei Europene, care urmează să fie publicat în scurt timp. Înțelegerea mea este că acest raport se referă la îndeplinirea de către Republica Moldova a obiectivelor fixate în planul de acțiuni din cadrul acordului de asociere. Noi suntem deja țară candidat la integrarea în Uniunea Europeană și trebuie să facem delimitarea acum între cele 9 condiționalități la care s-a referit Nicolae privind începerea procesului de negocieri și cred că autoritățile din Republica Moldova actual pun accentul mai cu seamă pe îndeplinirea acestor condiționalități. Da, noi suntem la coada acestui clasament din 3 state, dar spre deosebire de Georgia, chiar dacă în privința îndeplinirii sarcinilor pe care le avem, suntem în urma Georgiei, noi am primit statutul de țară candidat, iar Georgia nu, ceea ce, din punctul meu de vedere, pune în evidență că, totuși, autoritățile din Republica Moldova se concentrează pe cele 9 condiționalități. Am ascultat și noi raportul secretarului de stat, domnul Vladimir Cook, care spune că în acest moment avem realizat 50% din obiectivele din plan de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalităților și până în vară, așa cum spunea și colegul, ar trebui să terminăm îndeplinirea acestor condiționalități. Actualmente este important să avem un semnal din partea Uniunii Europene că am îndeplinit condiționalitățile și începe procesul de negocieri. Și iată, după ce începe procesul de negocieri, da, va trebui să recuperăm toate restanțele pe care le avem, astfel încât, în termeni cât se poate de restrânși, către sfârșitul acestui deceniu, să avem speranța că putem deveni țară membră a Uniunii Europene. Deci noi suntem o țară care în 2016, la 2 ani după semnal acordului de asociere, am avut o sincopă, o întrerupere a relațiilor cu Uniunea Europeană și până la schimbarea puterii oligarhice, deși sub presiunea circumstanțelor, ne amintim două foi de parcurs elaborate de guvernul lui Pavel Filip, în care s-a făcut ordine totuși în sistemul bancar, în alte domenii foarte importante, totuși am bătut pasul pe loc. Deci, ceea ce aveam acum este oarecum un fel de efect retro a situației din perioada așa zisului stat capturat. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Cred că capacitatea administrativă în Republica Moldova este mai scăzută decât în Ucraina și în Georgia. Ne amintim că Georgia a făcut niște reforme foarte, foarte importante și de succes încă în perioada când la guvernare era Saakashvili. Ucraina s-au făcut reforme foarte importante după
anexarea Crimeei, deci sub presiunea circumstanțelor în Ucraina și în Georgia s-au făcut reforme serioase, de aceea nu este întâmplător că ei sunt oarecum înaintea noastră. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea pe care o conduce, Mișcarea Alternativa Națională, a fost înregistrată oficial. După ce a ridicat actele de la Agenția Servicii Publice, Ion Ceban a afirmat că va începe consultările la nivel național și că vor fi formate organizațiile teritoriale. Mai întâi comunist, apoi socialist, Ion Ceban susține acum că doctrina partidului MAN este social-democrată de tip european și formațiunea își propune ca integrarea europeană să devină idee națională. Igor, de ce a tot lungit-o primarul Chișinăului Ion Ceban cu înregistrarea oficială a partidului său? Pentru că am avut mai multe declarații în ultimele luni, mai multe anunțuri, mai întâi de lansarea mișcării, apoi a fost congresul de constituire, alegerea președintelui mișcării și tot așa. S-a creat cumva impresia că și-a dozat această apariție, să zicem, oficială a partidului său. Părerea mea este că Ion Ceban a ajuns la anumite concluzii, având în vedere toată cariera lui politică, dar după ce a decis să-și constituie un partid, a fost supus presiunilor. Noi vedem și acum, dacă analizăm atent presa rusească, Ion Ceban este numit trădător. Iată cum a decis să constituie acest partid, el care a absolvit școala de administrație pe lângă președintele Putin în Rusia. Deci, asupra lui s-au exercitat presiuni. Am văzut și interviul domnului Dodon de săptămâna trecută, în care a lansat un șir de săgeți otrăvite împotriva lui Ion Ceban și cred că a avut nevoie de timp pentru ca toate aceste atacuri la adresa sa cumva să le administreze, să le regândească și să-și creeze o echipă, pentru că dacă faci un partid politic trebuie să ai echipă, iar cei care îi inviți în echipă trebuie să aibă certitudinea că noul proiect politic are ceva șanse. Cred că asta este explicația pentru care timp de un an de zile de la anunțul pe care l-a făcut la 30 decembrie 2021, iată abia acum, peste mai bine de un an de zile, are partidul înregistrat și abia acum ne spune ce doctrină împărtășește. Era evident că această formațiune va fi una de centru-stânga, dar este foarte important că face aceste precizări. În primul rând, că formațiunea este una pro-europeană și pledează pentru integrarea europeană. Doi, că cel puțin domnia sa condamnă agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Și trei, că împărtășește o doctrină politică social-democrată europeană. Asta înseamnă că formațiunea pe care o reprezintă va depune eforturi pentru a deveni parte a Internaționalii Socialiste Europene, după ce partidul din care a făcut parte, Partidul Socialiștilor, în 2021 s-a declarat partid de orientare conservatoare. De aceea cred că Ion Ceban, ca persoană care totuși a demonstrat că are aptitudini de a se dezvolta, de a-și regândi trecutul, și cred că din punctul meu de vedere ar trebui să-l tratăm cu șanse de a deveni o forță politică aici în Republica Moldova. Vine într-o albe care este așteptată de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova și ar fi bine să devină și o forță politică de opoziție competentă pentru actuala guvernare, pentru că, din punctul meu de vedere, marea problemă a actualei guvernări, pe lângă capacitățile administrative foarte slabe, este că nu are o opoziție de temut. Suntem deschiși spre comunicare, spre cooperare. Ceea ce spuneam, spre diferență de ceilalți, vom face tot posibilul ca să demonstrăm că acasă la noi, noi suntem stăpâni. Este Ion Ceban după înregistrarea oficială a partidului său MAN. Nicolae, pe de altă parte, să vedem cine și de ce ar fi interesat să se alăture acestui partid al lui Ion Ceban. Bine, Ceban, desigur că are anumite capacități de a se adapta, dar îl cunoaștem ca un vehement adept al direcției proruse în geopolitică. Ne amintim de discursurile lui din Piața Marii Adunări Naționale, mai întâi în componența comuniștilor, pe urmă a trecut și cu același succes lupta iarăși pentru apropierea de Rusiei în componența socialiștilor. Acum am putea presupune că rezultatele
pornirea războiului din Ucraina, perspectiva înfrângerii Rusiei îi dă de gândit și el încearcă să formeze o mișcare, un partid care să profite într-un fel de o eventuală schimbare a situației geopolitice din regiune. Și să ne amintim că el acum, de fapt cu jumătate de gură, condamnă războiul din Ucraina. La început el nu era atât de clar în atitudinea sa, nu se prea știa cine este el cu adevărat. Asta e pe de o parte. Pe de cealaltă parte, ne amintim că despre această mișcare alternativă națională se vorbește într-un document al trezoreriei americane, s-a vorbit în anumite investigații, s-a vorbit despre o posibilă, să zicem, relație dintre această mișcare alternativă națională și serviciile speciale ale Rusiei, FSB, cunoașterea personală a lui Ceban cu anumiți agenți, așa zis, polit-tehnologi, dar de fapt agenții ai FSB-ului care au venit aici în Republica Moldova să tulbure apele. Prin urmare, trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la acest nou proiect. Este într-adevăr un proiect sincer pro-european sau e o mișcare a serviciilor secrete ruse de a muta câteva ouă dintr-un coș în alt coș, în coșul pro-european, fiindcă, zic, conjunctura regională se schimbă și atunci, desigur, că nu numai unii politicieni, dar și unii cetățeni încep să-și dea seama că dacă Rusia pierde acest război, atunci integrarea europeană rămâne singura alternativă. Înseamnă că unii se gândesc că trebuie să profite de asta și mi se pare că domnul Ceban este primul care o face. Partidul politic Șor a rămas fără alocații de stat pentru jumătate de an, după ce Comisia Electorală Centrală i-a verificat rapoartele. Autoritatea electorală a constatat că partidul a comis încălcări pe partea de finanțare. Nu ar fi raportat corect banii și nu ar fi respectat plafonul pentru venituri nedeclarate în campania pentru alegerile noi din luna mai a anului trecut. Astfel, partidul condus de Ilan Șor va fi lipsit de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, în sumă de circa 1,74 de milioane de lei din suma totală de 3,49 de milioane de lei. Nicolae, ce sau mai degrabă cât înseamnă pentru Partidul Șor o astfel de sancțiune bănească? Trebuie să le amintim radioascultătorilor că Partidul Șor a fost pedepsit exact în felul ăsta în 2019. În 2021 i-a fost suspendat acest drept de a primi subvenții din bugetul de stat pe un an întreg. Acum văd că doar pe jumătate de an este aplicată această pedeapsă. Ca să ne dăm seama ce înseamnă 1.700.000 de lei pentru Partidul Șor, în precedenta campanie electorală e cheltuit la 18 milioane de lei. Înseamnă că nu contează chiar prea mult. E problema că Partidul Șor folosește bani de proveniență suspectă, încearcă să ocolească legea, nu declară toate donațiile sau de unde ia banii și asta este o problemă generală pentru Republica Moldova. Dacă un partid va putea folosi în continuare banii, putem să presupunem că sunt furați o bună parte din ei, fiindcă domnul Șor este, să zicem așa, personajul principal, nu numai a raportului Kroll, dar personajul principal a unui dosar politic, iată care este amânat, nu ajunge nicicum în curtea de apel să fie judecat de acum 7 ani. Zic, dacă lucrurile astea, dacă nu sunt eliminați banii furați sau banii străini din ecuația electorală din Republica Moldova, atunci noi nu putem vorbi de niciun fel de progres. Și una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească că Republica Moldova în legătură cu obținerea acestui statut de candidat pentru aderarea la UE este să elimine, cum spuneam noi mai înainte, influența oligarhilor. Iată exemplu concret, vedem în fața noastră se desfășoară această încercare de a elimina influența, dar cum se elimină influența? Eliminând în primul rând banii.
Igor, după aceste sancțiuni care au fost anunțate de Comisia Electorală Centrală, crezi că alte partide, ca Partidul Șor, de exemplu, s-ar simți cumva obligate și constrânse să funcționeze data viitoare doar în albia legalității? Cu certitudine, da, pentru că în hotărârea Comisiei Electorale Centrale sunt menționate și alte partide care sunt sancționate, este vorba despre alte sume și ceea ce a spus Nicolae. Această sumă de care este privat Partidul Șor, da, nu este critică pentru această formațiune. Să ne amintim că organizatorii protestelor din toamnă, li s-a confiscat sacoșe negre, dacă nu greșesc, vreo 3 milioane de lei. Deci oamenii operează cu sume de milioane de lei așa leger de tot. E altă chestie foarte, foarte importantă, ca toate lucrurile care se întâmplă să fie documentate și ele sunt documentate. De 4 ori candidații Partidului Șor au fost scoși din competiția electorală pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale. De câteva ori, Partidul Șor a fost pedepsit pentru raportarea necuvenită a acestor cheltuieli pe care le are în activitatea sa. Iar noi știm că la Curtea Constituțională, foarte curând, va fi discutată problema legată de sesizarea guvernului privind scoaterea în afara legii, declararea neconstituțională a Partidului Șor. Nu știm care va fi decizia Curții Constituționale, dar autoritățile din Republica Moldova trebuie să fie pregătite că în eventualitatea unei hotărâri a Curții Constituționale împotriva Partidului Șor, ei vor ataca la CEDO și atunci acolo autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă întregul set de documente care arată că acest partid este unul care nu are alegători, ci clienți pe care îi plătește de o anumită manieră. Iată, lucrurile sunt documentate și în acest caz la care v-ați referit, e foarte simplu. Partidul Șor a contestat decizia CEC la Curtea de Apel și Curtea de Apel a spus că totul e ok, Comisia Electorală Centrală lucrează perfect. Un al treilea incident cu rachete ruse care ținteau Ucraina s-a petrecut în Republica Moldova, la aproape un an de la începutul războiului din țara vecină. Fragmente de rachete au fost descoperite pe 14 ianuarie în apropiere de satul Larga din raionul Briceni, după un tir masiv de rachete lansat de Rusia asupra Ucrainei. De această dată, în resturile de rachete au fost depistate și 80 de kilograme de explozibil care a fost detonat de geniști. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul Moscovei, iar prim-ministra Natalia Gavrilița și-a exprimat indignarea pentru lipsa de respect față de suveranitatea Republicii Moldova. Igor, așa cum spuneam, este a treia oară când rămășițe de rachetă cad pe teritoriul Republicii Moldova. Putem constata o schimbare de reacție sau de atitudine a autorităților de la Chișinău față de aceste încălcări ale suveranității și integrității Republicii Moldova? A autorităților cu certitudine, a cetățenilor încă nu, pentru că vedem cu toții declarațiile publice ale doamnei președinte, a prim-ministre și a ministrului apărării și am văzut reacțiile concrete ale guvernării, mărirea bugetului de apărare, lucru care a fost criticat de opoziție care insistă pe, mă rog, e fixat în Constituție statutul de țară neutră a Republicii Moldova. Însă situația la care ne referim ne arată foarte clar că întreg concept de apărare a Republicii Moldova trebuie revizuit, Republica Moldova trebuie să fie echipată și dotată astfel încât să poată rezista unui atac, pentru că mie mi se pare că aceste rachete care cad pe teritoriul Republicii Moldova nu cad întâmplător. Aș zice, pe lângă țintele pe care le urmăresc rușii în Ucraina, este și un fel de balon de se pentru Republica Moldova. Cum va reacționa? Care va fi reacția opiniei publice? Deci toate aceste lucruri trebuie foarte bine documentate și trebuie discutate astfel încât cetățenii să înțeleagă că securitatea e foarte importantă. Pe de altă parte, Nicolae, în afară de o condamnare deocamdată neputincioasă a acestor atacuri lansate de Rusia, ce altceva mai pot face decidenții de aici? Bine,
O condamnare eu am văzut așa orală, n-am văzut o declarație a Ministerului de Externe să fie făcută. Ar părea că lucrurile astea nu dau nimic. Voi aminti iarăși cum se comporta China în anii războiului rece, când deasupra teritoriului său zburau avioane de recunoaștere ale Statelor Unite, avioane pe care China nu putea să le doboare, fiindcă nu avea mijloace tehnice, dar emitea o declarație a 900-a cutare avertisment pentru Statele Unite că dacă va mai încălca integritatea teritorială, deci o să fie pedepsită. Așa trebuie să procedeze și Republica Moldova, a 901-lea avertisment și totodată, desigur, să-și consolideze capacitățile de apărare și să asigure integritatea teritorială și securitatea cetățenilor Republicii Moldova. Trebuie revăzută această concepție. Nici Ucraina atât de mare nu s-ar putea apăra dacă nu ar avea sprijinul NATO și noi nu vom putea să ne apărăm integritatea teritorială dacă nu schimbăm această concepție și dacă nu intrăm în NATO. În afară de NATO nu există nici o altă posibilitate ca noi să rămânem suverani și independenți. A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuitate sau va produce consecințe mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă știre. Alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae? Din punctul meu de vedere, e chiar prima știre. Ceea ce a declarat Maia Sandu la Davos, în aparență, s-a mai declarat. A existat și declarația lui Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, care a spus cam același lucru. Republica Moldova, Ucraina, nu pot rezista, nu vor putea rezista în fața agresiunii rusești și Rusia, în cazul de față, trebuie pur și simplu învinsă ca să asigurăm pacea în această regiune. Această poziție a mai Sandu poate să aibă anumite consecințe și în sânul societății, dar cred că în sânul clasei politice, care, da, trebuie să privească adevărul în față, să nu-și facă iluzii și să spună, e pentru integritate, e pentru independența Republicii Moldova, pentru statul Republicii Moldova sau e pentru Rusia. Igor, ție ce ți s-a părut remarcat săptămâna aceasta? Mie mi-a tras atenția articolul semnat de Medveciuc în Izvestea, în care vorbește despre o Ucraina împăciuitoare și mie mi se pare că cumva lucrurile sunt coordonate, pentru că săptămâna trecută Igor Dodon, un alt exponent al Moscovei, Medveciuc a fost în Ucraina, Dodon este aici în Republica Moldova, practic folosește același limbaj. Rusia nu este agresor, Rusia are interese și mie mi se pare că se coace ceva și trebuie să fim foarte, foarte atenți la ceea ce urmează. Cum spuneam, mi-a tras atenția această sincronizare. Omul Moscovei din Ucraina și omul Moscovei de aici în Republica Moldova, practic de o manieră sincronizată vorbesc despre interesele rusii și câtă grijă ar trebui să avem despre aceste interese. În defavoarea intereselor noastre, sigur. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi. Vinerea viitoare, Europa Liberă va reveni cu un nou episod al podcastului Dincolo de Știri.